Astăzi câțiva nori își fac de cap, iar prin unele zone plouă slab. Bine v-am regăsit, suntem în ziua rece, iar de mâine se încălzește din nou. Haideți să vedem cum arată vremea la această oră. Norii s-au mutat din jumătatea nordică în cea sudică, așadar plouă în aceste regiuni. Vestea bună este că momentan nu discutăm despre perioade lungi de timp. Adică sunt așteptate ploi trecătoare de vară, dar chiar și așa nu uitați să puneți o umbrelă în geantă pentru că vă poate ajuta. Din punct de vedere termic avem valori mult mai mici decât cele înregistrate în ultimele zile, în special în sud și în sud-est, unde vedem că termometrele nu indică mai mult de 11, poate chiar 12 grade Celsius. În schimb, în jumătatea nordică a țării, printre nori așa, a apărut și soarele, iar în Crișana și Banat, este chiar bine din punct de vedere termic, acolo se înregistrează 17, poate chiar 18 grade Celsius. În orele următoare să știți că este posibil ca norii să se strângă și prin alte zone și să plouă slab. La munte, când apar norii, când iese soarele, când plouă, locuitorii din zonele montane au parte de o zi cu de toate, aș putea spune, iar la altitudini mari ninge sau este lapoviță, în special în Carpații meridionali. 4 grade se înregistrează în Ceahlău, 7 sunt la Păltiniș, iar la Stâna de Vale ceva mai bine, 10 grade indică termometrele acolo. În capitală, soarele este scump la vedere și s-a răcit destul de mult, norii sunt deasupra Bucureștiului și din loc în loc o să mai plouă. În centrul orașului nu avem mai mult de 12 grade. Doamnelor, domnilor, cam atât pentru astăzi. Eu sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc pentru atenție, să ne revedem cu bine, pe curând!